To toată hrana de origine animală nu e sănătoasă pentru om. Hai să înțelegem creaba asta. Am avut conflict mare cu mari profesori din țară, m-au lovit, m-au insultat, m-au... Dar dacă stai și gândești, îi spun un singur lucru. Au colesterol mai mult decât trebuie, și au grăsimi animale care nu sunt normale pentru om. Și numai cu astea două. Îți peste 40 de, 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 de. obosești lumea că nu facem curs aici, de, de lucruri care arată superioritatea hranei vegetale. o 40 sunt. Dar eu am spus numai două. Deci, hrana animală nu e sănătoasă. Acum, când hrana animală începi și o prăjești și începi și o frici și o baci, este total nesănătoasă poate fi chiar, chiar, chiar carcerigen. Dacă iei uleiul și îl încingi, uleiul e făcut din acest graș. Acest graș sunt lanțuri de carbon, hidrogen și oxigen. Lanțuri. La. Și cum e furculița, are trei degete, nu? Așa sunt trigliceridele. Din trei acest graș fac o trigliceridele, ele fac grăsimile. E bine, în momentul în care temperaturile sunt foarte înalte, astea fac cercuri. Fac cercuri. Doar la temperaturi înalte, uleiul de pildă peste deci, primul deci tip de Deci, de în temperaturi foarte înalte, fac substanțe policiclice, care sunt dovedite cancerigene. În mod normal, nu. Ele sunt acest graș. Dar când este friptură, se leagă alea între ele, fac un ghiomotoc și alea devin cancerigene. Uleiurile încinse, sub orice formă, chiar dacă a fost ceapă și o încingi să nu te pășească temperatura în care bași deciul, nu în întulești și, și nu te frige. În momentul în care începe și se că temperatura mare în aerul, devine o substanță pro, că nu de a cancer, pro, pro. favorizează apăița cancerului. Deci, de azi, do, dragi gospodine, uite, mă uit la dumneavoastră acum că sunteți frumoase și deștepte și inteligente și cu multă înțelepciune. De azi înainte, dacă iubiți familia dumneavoastră, nu mai încingeți sub nicio formă uleiul și substanțele uleioase.